Nava cu oi implicată în coliziunea de ieri din Marea Neagră s-a întors în România pentru reparații. Cargoul sub pavilion Togo s-a ciocnit ieri în apropiere de strâmtoarea Bosfor în condiții de ceață densă cu o navă rusească de spionaj care s-a scufundat. Vasul comercial considerat vinovat are la bord aproape 9.000 de oi, iar acestea urmează să fie debarcate în portul Midia. Nava de animale venea de la Constanța și trebuia să intre pe Bosfor pentru Marea Marmara și apoi să treacă spre Marea Mediterană, iar această navă era în această zonă, în partea de nord-vest a intrării a strâmtorii Bosfor. Din cauza ceții, autoritățile spun că nu s-au văzut una pe alta și a existat această coliziune. Televiziunea turcă a anunțat că nava care transporta animale vii sub pavilion togolez nu a suferit decât pagube minore. Cargoul cu oi plecase ieri din portul Midia Năvodar cu destinația Aqaba, Iordania. Nava rusească militară avea un bord liber foarte mic, deci înălțimea de la apă, să spun așa, până la nivelul punții era destul de mic și cealaltă navă probabil că a avut era mult mai ridicată. Asta însemnând că în partea din față, la bompres, a lovit partea de sub apă a navei rusești și probabil că aici, făcând găuri de apă. În plus, avariile navei încărcate cu animale nu par să fie foarte importante. Vaporul s-a întors singur de pe mare cu propriile resurse. A făcut cale întoarsă din fața intrării în strâmtoarea Bosfor. Nava transportatoare de oi a parcurs 8 ore pe Marea Neagră, iar în acest moment intră în portul Midia Năvodari. Traseul navei rusești nu era cunoscut. În februarie, surse militare au indicat faptul că liman observa manevrele navale ale NATO în Marea Neagră. Cu alte cuvinte, era o navă spion, având la bord mai multă aparatură de supraveghere și ascultare. Ancheta tragediei navale este efectuată de autoritățile turcești care guvernează strâmtoarea Bosfor. De regulă, astfel de incidente, dacă se soldează cu pierderi de vieți omenești, sunt mai serioase. Dacă se soldează cu poluări, sunt iarăși investigații serioase. Dar aici e o navă deja care a fost scufundată, probabil va fi și o sursă de poluare, probabil vor fi foarte mulți bani alocați pentru a izola fenomenul de poluare de pe Bosfor. Nava animalier a ajuns la cheu. În acest moment, autoritățile portuare urcă la bord, se face controlul de rutină, după care marfa va fi coborâtă. Toate oile vor fi date jos. Se va face o inspecție tehnică a navei și în caz că se constată avarii majore, vaporul trebuie să intre în șantierul naval pentru reparații. Zeci de nave militare rusești trec în fiecare lună prin strâmtoarea Bosfor spre sau dinspre coastele siriene.